Toți medicii de familie din județul Gorj se întâlnesc astăzi la ora 14 la Biblioteca Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu pentru a stabili ce vor face în acest an. Supărați de atitudinea Casei Județene de Asigurări de Sănătate din 2010, medicii primari se gândesc serios să nu mai intre în relații contractuale cu CJAS Gorj. Deși în fiecare an medicii de familie au amenințat că nu mai semnează contractele, în final au ajuns la un compromis. Contractele trebuie semnate până pe 1 aprilie.